Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție specială a emisiunii 60 de minute. O ediție specială pentru că în această seară nu îmi propun să discutăm despre știrile zilei, așa cum sunteți obișnuiți de obicei, la ora 20 în fiecare seară de luni până joi. În seara asta vom trece doar așa tangențial pe lângă politică, doar tangențial, pentru că și invitatul meu din această seară a trecut pe acolo la un moment dat. Nu vă mai țin în suspans și vă spun deja cine este în platou alături de mine, Mihai Sturzu. Mihai, bună seara, mulțumesc pentru că ești alături de noi. Bună seara, mă bucur să ne revedem. A trebuit să ne sincronizăm cumva programul, pentru că Mihai Sturzu, care la un moment dat a făcut și politică, acum face, știm prea bine cu toții, de câțiva ani de zile, cu totul altceva. Zboară, iar mulți dintre noi te invidiază pentru lucrul ăsta. Da, și eu mă invidiez, atunci zile în care nu zbor, mă invidiez pe mine în zile când zbor, știi? Vorbeam în momentul în care am stabilit invitația asta la emisiune, Mihai, te-am sunat și îmi spuneai un lucru care n-a putut să nu mă markeze, nu a putut să mă markeze, ce am zis așa, minunat? Ai spus că oamenii ăștia pentru care muncești tu acum, bine, trecând peste faptul că până acum cam orice vis pe care l-ai avut ți s-a împlinit, adică hobby-urile pe care le-ai avut în viață au ajuns, iată, să devină profesie, da, la un moment dat, că te-au trimis oamenii în concediu, că te-au trimis oamenii în vacanță. Păi cum vine asta, șeful să te trimită în vacanță? Da, se întâmpla, cred că eram în octombrie, când am primit un mail, Dear Mihai, iartă-ne că te deranjăm, dar tu m-ai de luat 6 zile de vacanță, nu vrei să ți le iei tu? Și eu zic, ba da, sigur că da. Și când m-ai sunat, eram în sudul Spaniei, mă bucuram pe acolo de lucruri frumoase. Cum a fost în vacanță? Foarte minunat a fost. Am făcut road trip, am zburat la Malaga. La Malaga am închiriat o mașină, m-am plimbat prin toată Andaluzia, am ajuns la final la Barcelona, am ajuns chiar în seara în care Florin, fostul meu coleg de trupă și unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, își sărbătorea ziua de naștere, pentru că pe 24 noiembrie e ziua lui. Nu știa, i-am făcut surpriză cu Ioana, soția lui, și pe 25 am venit acasă. Dar a fost minunat, minunat, minunat. Și într-una dintre aceste zile minunate, tu m-ai sunat să mă întreb dacă am program acum, în decembrie. Și, exact. Da. Într-o zi în care în București era foarte frig deja, începusem să simțim, dar de altfel ai simțit și tu lucrul ăsta când te-ai întors, pentru că a fost cumva un șoc, și nu? Groază. Deci, țin minte, așa, era 25 noiembrie. Eu eram în pantalon scurs la 11 dimineața în Barcelona și vorbeam cu sora mea și zice, ce bine că ce stai acolo, că aici mai e o oră și se întunecă. Da, a fost frumos. De regulă, Mihai, unde mergi în vacanțe? Mă gândesc că cel puțin de când ai devenit pilot și clar ai văzut mai multe țări, ai mers peste tot prin lume, o să povestim poate în emisiunea de astăzi, unde îți place să mergi mai mult? De... Și când în vacanțe, mai degrabă iarna sau vara? Pentru că dacă mă uit la cât de mult îți place vara și căldura, cred că mai degrabă... Asta cu vacanțele e acum așa discutabilă, pentru că acum... Onest spun, ăsta e primul meu job adevărat. Adică ce am făcut eu înainte? Am făcut politică, ok, am fost în Parlament 4 ani. Dar în Parlament există sesiune de primăvară, sesiune de toamnă. Deci în ianuarie eram liber, în vară eram liber, deci plecam o lună vacanță. După care, de fapt, înainte de care, am avut trupa. Timp de, nu știu, 18 ani am avut trupa. Dar în trupă, noi hotăram vacanțele. Și noi hotăram, în ianuarie nu luăm niciun concert, plecăm în vacanță. Eu acum când am serviciu și trebuie să-mi fac cerere de concediu, sunt foarte încurcat. Dar m-am organizat și în principiu îmi iau vacanțe ca lumea, adică 2-3 săptămâni. Îmi iau una primăvara, în sfârșitul aprilie, începutul lui mai, și una mereu toamna, sfârșitul septembrie, începutul octombrie, că e și ziua mea. Și acum, cred, chiar astăzi, m-am hotărât că s-ar putea să vreau să merg în Japonia, că n-am fost niciodată. Anul viitor. Da, în aprilie, mai atunci. Da, mai vedem, nu știu. Și de Revelion încă n-am niciun plan, pentru că pe 31... am ceea ce se numește reserved, adică este o zi în care colegii mei de la Crew Dispatch trebuie să mă anunțe dacă îmi dau un zbor la finalul duty-ului precedent. Iar duty-ul meu precedent este pe 30 decembrie, se termină la 00:40, mă întorc de la Praga. Deci dacă la 00:40, când eu am pus roata jos de la Praga, ajung în poziția de parcare, deschid telefonul, am vreo notificare, Dear Mihai, mâine ai un zbor, nasol. Dacă n-am nimic, înseamnă că sunt off pe 31 și sunt off pe 31, 1 și 2 și poate fac ceva. Asta da, înseamnă că ești cumva cum suntem noi în presă, nu? Că practic poate să apară ceva sau... Da, dar noi regulez foarte strict. Adică ei trebuie să mă notifice până la sfârșitul duty-ului precedent.
Adică până când eu am check-out de acolo. Și uite ce frumos, la vacanță aici. Te urmăresc pe Facebook, te urmăresc și pe Instagram și evident că sunt invidioasă de fiecare dată când văd imaginile astea, pentru că mă gândesc, iată pe și o imagine cu... Asta a fost un moment foarte interesant. Așa. L-am avut, eram la Charleroi, Bruxelles Sud. Da. Și în fine am debarcat, îmbarcasem deja pasagerii pentru București și vine la mine șefa de cabină și zice... Mihai zice, tu știi oamenii ăștia de la televizor, eu un domn aici în rândul al treilea, cine e? Și eu mă duc și eu, Mircea Joană. Zice, a, domn președinte, ce faceți? Și am fost impresionat pentru că în momentul respectiv era, este secretar general junct al NATO, că NATO, și noi onorați că zboară cu compania noastră. Suntem foarte fericiți așa și la sfârșitul zborului am făcut o poză cu el în cockpit. Da. Cum te uiți, că dacă tot am ajuns în punctul ăsta al discuției, cum te uiți la ce se întâmplă pe scena politică? Nu mă uit, am rezolvat, nu mă uit deloc. Adică nu te mai interesează deloc ce se întâmplă? Am aflat că a fost tragedie, că n-am intrat în Schengen, mulțumesc, nu m-a interesat. Am aflat că n-am avut prim-ministru acum vreo un an sau doi, vreo două luni, nu m-a atins cu nimic această realitate. Cu domnul prim-ministru, acum militar, cum am fost cu el în Afganistan, tot în regulă, foarte bine. Nu cunosc oamenii ăștia, nu știu cine sunt. Stai, că nu vreau să trecem așa da. Ușor. Cum adică ai fost cu prim-ministrul în Afganistan? Domnul Ciucă este prim-ministru, din câte știu eu, nu? Așa el cheamă. Da. Până în aprilie, când se vor schimba lucrurile. Tofi, da. Dar cum ai trecut de la, răspundem, te rog, asta cu Afganistanul, că apoi o să te întreb, cum ai reușit să fii așa? Cred că eram 2002-2003, de ceva de genul ăsta. Ne-a invitat cineva de la Ministerul Apărării Naționale să mergem în Afganistan, să cântăm pentru trupele noastre de acolo. Ah, ok. Unul dintre visurile mele de adolescent, așa, era să mă fac reporter de război. Atunci mi-a și trecut. Am și trei visul, mi-a și trecut. Am înțeles. Așa, i-am convins pe colegii mei să mergem în Afganistan. Am fost în Afganistan și recent, chiar acum un an sau doi de Crăciun, asta e altă coincidență. Profesorul meu de navigație de la școala de piloți, care era navigator în avionul care am fost în Afganistan, mi-a trimis o poză cu tot grupul din Afganistan de atunci, din Kandahar. Și când m-am uitat, m-a zis, cine o fi omul ăsta, că știu de undeva? Și era domnul Ciucă, prim-ministru nostru. Premierul. Cum ai trecut de la... Pentru că chiar mă uitam documentându-mă pentru emisiunea de astăzi la imaginile astea, la discursurile tale și o să vedem niște fragmente un pic mai târziu. Cum ai reușit să te, cum să zic, să te detașezi de ce înseamnă politică? Da, foarte simplu. Am făcut cură. Pur și simplu. Nu mă uit la televizor. Adică mai am câțiva prieteni. Uite, eu cu Ioana sunt prieten. Da, Ioana e un om bun. Îmi place de ea. Pur și simplu, e un om bun. Ți-e drag de ea. Dar eu nu știu ce mai facem politică așa. Uite, Victor, un alt om bun. Ne scriem despre vacanțe și despre locuri care frumoase. Care cumva te-a, cum să spun, el te-a... Să ne amintim de telefonul ăla pe care l-ai primit la un moment dat. Tu distrându-te într-un club de unde? Din Sibiu cumva sau unde erai? Da, făcusem un fel de pariu cu Ponta, că eu nu eram așa un fel de prieten, mai scriam din când în când, știi? Și l-am văzut că o să candideze, știi? Și candidau șmecheri, nu mai țin minte, năstoase, ăștia mari, nu el, știi? Și m-am mâncat în telefon să-i dau un mesaj și să zic, băi, dacă tu câștigi președinția, eu mi-au cămașa roșie și mă înscriu în partid. Și după care era noaptea. Era o glumă, tu făcusei o glumă. Era o glumă, deci eu eram ferm convins că n-ai nicio șansă. Eram ferm convins că n-ai nicio șansă. Și după aia era ceva 3-4 dimineața, într-o sâmbătă, duminică, noapte, eu eram într-un club la Sibiu, îmi bârie telefonul în buzunarul de la spate, eu speram să fie vreo sibiancă care aici s-a făcut doar de mine. Și când acolo era Ponta care spunea, luni te aștept cu cămașa roșie la partid. Foarte amuzat momentul, da. Și te-ai hotărât să te duci, deși era o glumă. Păi da, dar am dat semn cuvântul. Nu poți să faci, adică ți-ai dat cuvântul, suntem oameni. Da. Iar ce a urmat, cam știm, nu ne amintim. A fost, grimasa ta spune ceva, de fapt, nu. A fost o perioadă intensă a vieții mele, cu mai mult stres decât m-aș fi așteptat. A fost mișto, adică am pornit așa pe un drum foarte, foarte bun. Se întâmplau lucruri bune la noi în țară. Nu știu, mintea mea a fost o guvernare bună a lui Ponta. Alții zic altcumva, I don't care. După care a venit prăpădul, a venit... Dar nici mai știu cine sunt oamenii ăștia. Uite... Dar ce ai lăsat? Frumos. Poftim? Ce ai lăsat la PSD și ce e acum? Nu știu ce e în PSD acum. Deci eu nu am câțiva prieteni cu care vorbesc, dar absolut nimic legat de politică. Eu le doresc să fie bine, să conducă țara, să fim cu toții în belșug, să-i dea pensie lui maică-mea, să ne mărească nouă salariile, totul bine.
Dar nu știu nimic, chiar nu știu nimic. Era ceva, nu știu, dacă e să te uiți în urmă, ar fi fost ceva care să te determine să rămâi? Sau pur și simplu ți-ai dat seama, nu știu, cum funcționează lucrurile și ai zis, nu este pentru mine? O să zburăm odată cu un avion din ăla mic. Uh-huh. Așa. Am un prieten care are un avion mic cu pilot automat. O să zburăm cu ăla, cu pilotul automat, pui pilotul automat și te uiți la el cum zboară, știi? Și la un moment dat, cam aici se termină paralela cu politica și cu aviația, în politică, la un moment dat, vezi că avionul tău o ia stânga-dreapta, urcă, se duce, coboară, face chestii, dar tu nu îi le comanzi, pilotul automat nu le comandă și îți dai seama că ești într-o dronă, de fapt, și că o zboară altcineva. Și când m-am prins că suntem într-o dronă și că orice credem noi că facem din butoanele din manșa aia nu are efect, ci altcineva pilotează avionul nostru, am zis, bă, mulțumesc. Dar să fiu un fel de pasager care să aibă impresia că are acces la panoul de comandă e fals. Deși tu ai fost, cred că putem spune fără niciun fel de rezerve, tu ai fost unul dintre tinerii politicieni curajoși, nu? Pentru că la un moment dat... Auzi, asta e ca bancul și la ce mi-a ajutat. Nu, adică aș vrea să-i rog pe colegii mei să dăm prima dintre declarațiile, e spicuită de mine dintr-unul dintre discursurile tale, să vedem primul fragment pregătit. Ia. Și dacă ar trebui să ne despărțim de comunism astăzi de la această tribună, îmi pare rău că domnul Dragnea nu e aici, că aveam o rugăminte la adresa dumnealui. Haideți să facem un lucru cu o putere, valoare, cu o puternică valoare simbolică astăzi, acum. Acest congres trebuie să valideze alegerile de săptămâna trecută. Adică să validăm comunismul. Oameni buni, vă propun de la această tribună ca acest congres să nu valideze alegerile de săptămâna trecută. Sunt convins că PSD-ul are forța să dea minim 2 candidați la președinție și sigur că vom avea 500.000 de oameni care să vină la vot și atunci vom face un puternic gest împotriva comunismului. Bravo, Mihai! Și aplaudau, așa aplaudau săracii pe ascuns. Da, mă, nu știu, aia de la congresul când s-a ales Dragnea și eu am spus că nu e normal să avem candidat, whatever. Deci așa mi se pare ancient history. Cui mai pasă astăzi de asta? Că nu ne pasă ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni. Păi nu asta zic, de-aia te întrebam ceva mai devreme, unul la mână, dacă ai fi văzut lucrurile altfel, adică, nu știu, ai fi mai mult de atât, nu cred că ai fi putut să faci mai mult de atât. Adică... Mă, eu puneam și mult suflet. Eu cred că asta a fost greșeala mea. Eu chiar puneam suflet acolo, eu chiar credeam că o să schimbăm viața oamenilor, bine, că o să facem lucruri, că o să... chestii mărețe, că da, te duci în politică, nu pentru... chestii, da, pentru nimic, dar pe câți știi? Dintre colegii tăi de partid îi motivau aceleași lucruri, păi, care nu te motivau, știu, pe tine? Adică... Eu știu, pot să vorbesc despre apropo mine. Apropo de pilotul automat, da, nu? Pot să vorbesc despre mine. Alții sunt prieteni cu pilotul automat, eu știu. Alții cupă pilotul automat. Alții știu cine pilotează drona și stau cu el la masă acolo. Nu știu, habar n-am. Da, asta pentru că e clar, pentru că lucrurile, tu nu mai ești atent la ce se întâmplă pe scena politică, dar lucrurile nu s-au dus absolut deloc într-o direcție bună. Adică, da, știi ce mi se pare mie interesant? Că, uite, zi. În ultima perioadă tot citesc așa, apar pe Facebook articole scrise de Mihai Eminescu, de exemplu, despre clasa politică din timpul viețului. Uh-huh. Păi da, fix la fel sunt. Da. Apar articole scrise despre clasa politică acum 100 de ani. Fix la fel, aceleași probleme le avem. Aceleași probleme. Pur și simplu mi s-a părut că e un consum foarte mare de energie. E ca și când, nu știu, înșirui 10 locomotive ca să muți un ac de gămălie, știi? Da, pe bune, pentru ce? Și nu, adică pentru mine a fost o perioadă foarte bună în politică pentru că am învățat foarte mult, foarte, foarte mult. Asta ce înseamnă? Ai învățat lucruri despre tine? Ai descoperit lucruri despre politică? Ai descoperit lucruri despre oameni? Am învățat cum funcționează țara, în primul rând. Uh-huh. Am învățat cum funcționează instituțiile publice. Eu habar n-aveam, adică... Aveam așa niște așteptări complet nerealiste. Acum măcar știu la ce să mă aștept. Și am învățat că nu-i de mine politica. End of story. Foarte bine. Să fie sănătoși oamenii. Îi felicit. Deci eu am văzut acum mai devreme câțiva oameni prin pozele astea ale noastre care sunt și astăzi în politică. Doamne, felicitări că au rezistat. Bravo lor. Să le dea Dumnezeu sănătate și nervi și că unii sunt oameni buni, îi cunosc. Să aibă energie.
rezistă pentru că, nu știu, își propun niște lucruri pe care și reușesc să le facă sau nu? Invită ei, își pune pe scaunul nu? Ăsta, întreabă, eu nu să știu. Nu știu de ce rezistă. Nu, încercam să scot de la tine da. Și alte, și alte da. Lucruri. Îmi pare da, rău, ești, un, fi... ești un, da. un prezentator abil. Da, dacă ar fi acum, nu știu, pentru că, uite, uitându-mă și pe alte interviuri pe care le-ai dat, la un moment dat ești, nu ai cum, pentru că cunoști sistemul, cunoști instituțiile, vezi altfel România față de cum o vedeai înainte să intri în politică, e clar că te lovești de anumite probleme, de care se lovește fiecare cetățean din România. E ceva ce ai schimba, adică nu știu vreo... Da, e greu, uite de exemplu. Uite, mă gândesc acum la o lege, pentru că spuneai într-un interviu acum ceva timp, dom'le, eu aș da o lege, de exemplu, ca oamenii care merg la restaurante să nu mai plătească apa, pentru că apa ajunge, iată, să coste mai mult decât te coste meniul. Nu știu. Da, s-ar supăra pe mine. Uite, a fost COVID în viața noastră, da? Se terminase COVID-ul, deci aproape dispăruse COVID-ul de pe planetă. S-a trezit și România să pună passenger locator form, PLF-ul ăla, să declare unde ai fost, că intri în țară. Bine, mă, puneți passenger locator form, că noi mergem la zbor. S-au trezit toată aviația din România, s-a trezit cu amenzi. S-au trezit oamenii cu vameșii care mergeau la lucru la autopeni, s-au trezit cu amenzi că au trecut granița. Asta e țara noastră. Și colegii mei de la mine, de la Jobs, eu, dar cum se poate așa ceva? Zic, stați bă, băieți, că se poate. Stați liniștiți. Acum au dat, la un an după aia, cred că au dat amnistie sau ceva. Dar asta e țara, adică așa putem noi, știi? Hai. Da, știi cum e? Pe de altă parte, oamenii, mă gândesc acum la simpli cetățeni, știi, care uneori își pun speranțe în oameni precum ai fost tu la un moment dat. Uite, domnule, mai vin și oameni tineri, mai vor să se implice. Deși cumva a fost surprinzător, cel puțin pentru unii oameni, când au văzut că mergi spre socialdemocrați, nu și pentru tine, evident, care... Că eu mă știu că exact. Sunt socialdemocrați. Exact. Și rămân cumva dezamăgiți, pentru că dacă e, ți-am zis, să ne uităm la cum arată acum clasa politică și la nivelul la care am ajuns și la așteptările pe care, din păcate, nu prea le mai avem. Pentru că în momentul în care ești dezamăgit în fiecare zi de aceiași oameni, nu prea mai ai... Adică, ce vreau să zic e că e nevoie în continuare să fie împrospătată clasa politică. Să fie. Că acum, nu știu cu cine vorbeam, că eu nu sunt așa... Nu sunt atât de bun la istorie recentă cât mi-aș dori să fiu. Dar povestea unul cu nume și cu prenume. Uh-huh. Cum... zilele astea în poziții din astea cheie în țara noastră sunt fiști foștilor securiști al lui Ceaușescu. Deci, practic, ce s-a schimbat? Nimic. Nu, adică s-a schimbat generația. Au venit tineri. Ai nevoie de tineri. Sigur că vin tineri, dar sunt tineri aliniați. Doar că sunt tot ei. Și țara lor. Mulțumesc. Eu aproape că sunt recunoscător că pot să mă prim pe șosea să mă duc la Brașov. Iau trenul, mă duc la aeroport. Foarte bine, frumos. Viața e bună. Nu, ce așteptări să avem sau să am eu? Nu mai am. Slavă Domnului că am fost acolo și că știu care e treaba. Spuneai că tu ai învățat foarte multe lucruri în perioada asta cât ai fost în politică. Întrebarea mea este, crezi că cel puțin o parte dintre politicieni au învățat ceva de la tine? Nu te întreb întâmplător. Îți dau răgaz să răspunzi la întrebarea asta cât vedem și celălalt scurt fragment pe care l-am pregătit cu tine din acel discurs. Suntem datori tinerilor din România să ne cerem iertare pentru două chestiuni punctuale și foarte importante. Îmi voi cere o iertare astăzi aici și vă invit pe toți să o faceți alături de mine. Ne cerem scuze pentru mineriadele din 90, pentru oamenii care au suferit atunci și pentru faptul că regele nu a fost primit în țară. Au fost greșeli. Sunt momente în care oamenii chiar așteaptă ca politicienii să-și ceară scuze dacă greșesc. E foarte important lucrul ăsta. De ce e așa de greu să se întâmple asta? De ce nu e greu tuturor să ne cerem scuze? Eu cred că și în relațiile interumane și personale ne e greu să ne cerem scuze. Ne e greu să admitem că am greșit. Ne e greu. Nu știu dacă e o chestie care ține așa de cum funcționează mintea noastră sau dacă e o chestie culturală. Sau poate o chestie pe care am învățat-o la părinții noștri care au fost prea exigenți cu noi și nu ne-au dat spațiu să greșim. Sau poate că școala pe care am făcut-o acum mulți ani ne-a învățat că doar 10 e o notă bună și dacă 9 e o notă proastă și atunci am greșit și atunci nu e bine să greșești. Și cumva trăim într-o lume în care nu ne recunoaștem greșelile și politicienii nu sunt diferiți față de noi.
Doar că greșelile pe care le fac au impact mult mai mare decât ale noastre. Și asta e chestia, știi? Și responsabilitatea e cumva alta, și responsabilitatea, știi? Da. Pentru că una este, noi într-o relație de prietenie, să spunem că să ne cerem iertare unul altuia dacă am greșit, unul față de celălalt, și alta este tu ca și politician, care te trimite, ești trimis acolo de niște zeci de mii, sute de mii de oameni, nu? La un moment dat să vii în fața lor și să... Da, mai ales că în politică, așa, să-ți ceri iertare, fără niciun alt act de nimic, e destul de gol, știi? Adică în politică îți ceri iertare că ai greșit și îți dai demisia. Și zici, bă, mulțumesc, o să mai îndrăznesc să candidez peste un an sau doi sau trei. Dar ai sărăcuții, cum să-și da demisia? Că e visul lor să fie acolo. Și atunci nu-ți ceri greșeală, nu-ți ceri iertare ca să nu-ți recunoști greșeala pentru care ar putea să-ți da demisia sau pe care cineva ar putea o folosi împotriva ta într-o emisiune la televizor, în cel mai bun caz. Știi ce deduc eu până acum din discuția noastră? Că îți e atât de bine acum de când ești pilot. Eu recunosc. Și ești fericit, da, eu cu recunosc timpul pe care îl petreci și cu ceea ce faci, încât poți să înțelegi. Ce bine, am scăpat de politică în seara asta, nu? Da. Doamne, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc, nu, ești un om bun. Păi nu, mă gândeam că poate mai ești conectat. Adevărul e că mai surprins cu faptul că nu mai... E interesant că ai putut, ai reușit să te rupi. Deci eu am aflat de la niște băieți cu care merg la sală acolo unde facem sport. Am dat că băi, tu știi că n-avem prim-ministru? Și am zis, ți era ăsta, cum, la micuț și nervos, cum nu ai ținut. Era unul agitat tot timpul, am uitat. De la prins cu ăla cu America, da. Deci un ăla mic și agitat l-am dat, n-a mai fost prim-ministru. Și mai sunută la sală. Și zic, bă, scuză-mă, viața noastră e fix, la fel. Dacă, pe bune, viața mea de... Ceea ce e foarte trist. Bine, o să trecem peste... Ceea ce e foarte trist, așa e. O să trecem peste partea asta politică și o să ne oprim la sală, pentru că... La sală, da. Ce să vezi, nu? De ceva timp, adică de când nu ne-am mai văzut noi acum, trei ani, să fie 3 ani, cred. Așa mult timp a trecut? Înainte de pandemie. Wow, da. Înainte, mama mea. Mai bine nu mai vorbim despre ani, da, nu? Da. Aveai alt stil de viață, nu? S-a schimbat ceva în stilul tău de viață? Da. Știu că sună clișeic așa, dar chiar așa este. Da, mi s-a schimbat mult viața. Da, mi s-a schimbat mult viața. În sensul că e mai multă liniște în viața mea acum, mai multă ordine. M-am prins și eu așa, care sunt lucrurile care îmi fac bine, care sunt lucrurile care mai mult mă încurcau, care sunt lucrurile la care unor renunț, de care câteodată mă bucur. Dar acum constant în viața mea e că fac sport, că mă plimb mult, că citesc, că mă văd cu, uite, asta e sormea, că mă văd cu prietenii și cu familia. Cumva și a fost un moment foarte important în viața mea când am avut eu așa acest gând foarte bun, bine că mi l-a dat Dumnezeu în cap, că nu trebuie să fiu perfect. Eu puneam foarte multă presiune pe mine, știi, tot timpul să fiu așa. Cine ți-a inoculat chestia cine, asta? Păi, cine? Nu știu. Viața, părinții, la iubirea, școală. Părinții, viața. Școala, sistemul, da, whatever. Da, cât a luat Costică, dacă a luat un nou, de ce n-ai luat? Whatever. Exact, exact. Așa, și în ziua în care eu am zis că, indiferent de ce fac în viața asta, uneori am poate zile foarte bune, în care sunt foarte bun, uneori am zile așa, în care nu o să-mi iasă prea bine toate, nu e nicio problemă, e perfect. A fost o zi absolut minunată în viața mea, ziua în care eu n-am mai pus presiune pe mine. Ne mai pun în presiune pe mine, a venit așa, liniștea, știi? Adică ai început să fii blând cu tine. Foarte bun cuvânt, bravo. Exact, blând sunt, da. Și așa, cu compasiune și cu iubire și cu tot. Și s-a făcut multă liniște în viața mea. Merg la sală, citesc, mă văd cu prietenii, călătoresc foarte mult, foarte, foarte mult. Toată ziua mă plimb, așa. Adică dacă nu zbor... E adevărat că eu am un program fix, am un roster fix, 6-4, 6-4, 6-4, eu am o secvență infinită de 6-4. 6 zile de duty, care poate să fie zbor, poate să fie examene, poate să fie orice, simulatoare, în alea 6 zile, după care 4 zile off, orice ar fi. Și le știu cu un an înainte. Și unul la 4 zile off, da. Ai programarea cu un an înainte? Da, da. Și nu știu exact unde mă duc, la ce destinație, dar știu care sunt zile on și off. Și unul la 4 zile off, una, două, mă urc într-un avion și mă duc undeva cu ochii. Da, și atunci e foarte bine. Cum ai reușit? Iată-l și pe Mihai, care muncește, care muncește de zor la sală. Care muncește ca un sportiv nebun. Sportul în sală sau în aer liber? Sau și în sală și în sală și în aer liber. Am o antrenoare absolut minunată, Aura, care este ceva, un om minunat în viața mea, care și nutriționist și mă învață cum să mănânc. Vă steam noi mai devreme de mâncare sănătoasă. Așa.
Și în rest, de câte ori mă duc acasă, sora mea este mare montaniard, mă duc cu ea și cu nepotul meu peste tot. Și cam asta fac, da. Ce, da. Ce mănâncă sora mea? Sturzul de obicei, nu azi. Sora ta. Nu știu. Casa, că ce mănâncă? Da. La mine e simplu. În afară mănânc... de sparanghel și pește. Exact, eu nu mănânc carne. Nu mănânc carne de mulți. Dar povestea asta cu carnea, bă, care e? Pentru că, da, e cumva un trend așa, parcă, sau pur și simplu... Are mai multe surse. Una dintre surse e că, cumva, în familie, taică-mea a avut acest ghinion să aibă niște complicații în zona asta de nutriție. Uh-huh. Și am zis, bă, mi-a zis doctorului și a zis, bă, fiant că te-ai calificat în Liga 1 de suspecți, bravo, mănâncă și tu mai puțină carne roșie. Ok. După care universul a făcut că un domn pilot, un om absolut extraordinar, mi-a recomandat o carte pe care am și citit-o la un moment dat, dita mai cărțula aia, care se numește Studiul China și vă recomand. Este un studiu despre ce mâncăm noi și bolile pe care le dobândim prin ceea ce mâncăm. Și cam toate ideile duceau că ce bine ar fi să mâncăm mai puțină carne, știi? Și am încercat. Primul efect al faptului că n-am mai mâncat carne a fost că aveam mult mai multă energie. Am nevoie de proteine, adevărat. Mănânc fasole, mazăre, soia și pește. Mănânc pește, adevărat. Și acum când Aura a intrat în viața mea și a zis, să te facem acest superstar, și am zis, da, dar cum facem când mănânc carne? Și mănânc lapte de vac, mănânc de la capăr și oaie, mănânc bânăză. Așa. Și am un program din ăsta. Mănânc ouă din alea mici de... Băi, de ce o poveste? Eu uit mereu cum se numește pasa aia din care ies ouăle mici. Prepelița? Așa, mă, prepeliță? Da, prepeliță, nu? Da, așa e. Da. Și eram la supermarketul vieții și mă duc cutiuța aia cu ouă de alea pictate. Da, știu. Și au schimbat oamenii al locul, știi? Și mă duc la... Și nu știam. Și doamna aia de acolo. O, doamnă, da, simpatică. Și doamnă, am și o rugăminte, zic, caut ouăle de... Și în secunda aia uit cum se numește pasărea. Și zic, doamne, zici, ouă de-astea mici, tărcate, așa, pătate, de la o pasăre... Adevărul e că sunt și foarte multe tipuri de ouă, știi? Exact. Zic, o pasăre care începe cu P, zic, pițulice, pițigoi, pitpalac, zic, să mă rog, că nu mai știu cum se cheamă pasăre. Și aici, e, hai, cum, că nu, că... Și ce, uite, că am uitat și eu. Și am rămas, deci ouă de pițigoi, l-a rămas numele în capul meu. Zic, mănânc ouă de pițigoi, așa, și... Whatever. Da, încerc să mănânc. Și mănânc carbohidrați până la prânzată. Cu dulciurile, da, nu ai o problemă. Absolut, știu? Mănânc. N-ai avut niciodată? Adică nu ți-au plăcut, nu, niciodată? Sau ești printre oamenii norocoși? Știi, da, nu? Nu. Adică și acum am mâncat ceva mai devreme la restaurant. Aveți un desert. Mulțumesc, dar nu. Bine, ok, dacă nu vreți, nu vreți. Dar cum faci cu mesele de Crăciun? Cum faci cu mesele de Revelion? Cu mesele, păi, de Paște? Pentru că, na, știi cum e, mergi acasă sau mergi în vizită? Păi nu, a de Crăciun merg acasă. Și maică-mea știe, adică nu sunt nici nebun. Adică dacă mama face o friptură de curcan foarte bună, dacă face friptură de curcan, normal că o să mănânc friptură de curcan, că nu, n-a murit planeta că am mâncat eu friptură de curcan de două ori pe an, știi? Dar nici maică-mea nu se mai omoară să facă cârnați, sarmale, așa multe chestii. Pe mama ta, uite că mi-am amintit, da, acum, pe mama ta o mai plimbi cu avionul, că tot Da. Maică-mea e unul dintre pasagerii mei des plimbați. Așa, peste tot am dus. A fost de la început, amintește-mi, te rog. Da. De la început. Maică-mea, cum am luat licența de ULM, băi, deci asta e tragicomic. Tatăl meu a murit acum 10 ani, știi? Și asta e, da, în fine, nu e o așa tragedie. Și am decolat de la Ghimbaf. Și cimitirul unde e mormântat, hai că mi-e la marginea Brașovului, acolo e un cimitir, știi? Și o decolez cu maică-mea și zic, hai să-l vedem pe tata, vrei? Și maică-mea așa, păi, sigur, și a zis, stai, mă, uite, cu avionul ăsta, acolo. Și am făcut un viraj, zic, uite, acolo e un cimitirul din Triaș. A, bravo, bravo, dar foarte zic, hai să găsim, toți suntem în cer, hai să-l vedem pe tata. Bine, unii oameni își imaginează, de exemplu, că în momentul în care zboară, sunt mai aproape de cei dragi, pentru că nu, la figurat, da, vorbind, sunt în cer, da, știi? Sunt, adică nu e, fiecare își imaginează, fiecare își... Imaginează ce vrea, îți dai seama. Așa, uite Alba Iulia, ce frumos. De ce frumos se vede Alba Iulia din cer. Spuneam de fotografiile astea pentru că mă uit și te urmăresc pe Instagram și mai nou, nu, și pe Facebook, pentru, da, că ne-am împrietenit. Am descoperit că nu eram prieten pe Facebook. După ani de zile. Și e de invidiat pentru că, într-adevăr, voi aveți, și am mai vorbit noi lucrul ăsta, voi vedeți
toată minunea aia de acolo, de sus, adică este toate apusurile, da, toate minunat, răsăriturile, da. E ceva super spectaculos. Dar noi care suntem pasageri ne întrebăm, domnule, da, oamenii aia ce fac? Stau și fac fotografii acolo? Știi, adică, știi vorba știi? Aia că era o chestie de asta. Deci, mi-au cam minte că eram în școala generală și mereu mă uitam pe geam și profesoara striga la mine și fii atent la ore că nu o să te plătească nimeni niciodată să te uiți pe geam, știi? Și face așa, acum ia uite-mă! Așa ai pățit tu, da, nu? Da, că eram tocilă când eram mic. Dar, băi, adevărul e că sunt anumite momente în zbor când pur și simplu rămâi fără cuvinte de cât de frumos este tot în fața ta. Deci ceva, ții minte, am decolat de la, mergeam în Danemarca. Era așa vară, de că am decolat seara de la noi, cu apus de soare. Uh-huh. Am zburat o oră, am zburat două ore și fix în fața mea se vedea cum răsărea soarele sau ce era acolo, Craina Pune, știi? Wow, ceva minunat, ceva glorios. Sau altă chestie absolut superbă, absolut spectaculoasă, este răsăritul de lună. Mamă, deci ceva minunat pentru când vara, când zburăm către, venim către casă, când zburăm către est, și răsare luna în fața ta și ea răsare cu o viteză, că se mișcă planeta, noi zburăm către ea cu o viteză și este super rapid. Deci, răsare luna în fața ta. Este glorios. E ceva, s-a schimbat ceva în ceea ce te privește, pentru că spuneai ceva mai devreme, în zilele alea libere ori pleci în călătorii, ori studiezi. Nu întâmplător cred că ai spus lucrul ăsta, că faci cursuri pentru că da. Te gândești să treci la etapa următoare. Da, fac și ori. Adică în aviație, când încep să zbori, ești first officer. Deci în cockpit unui comandant, unui first officer sau copilot, cum e, nu știu, whatever. First officer, da? Funcție de companii, reglementarea minimă legală spune că trebuie să ai cel puțin 1500 de ore de zbor. La noi e 3500 de ore. Și la 3500 de ore de zbor ai voie sau fie compania te invită sau e o procedură asta internă să începi programul de upgrade de comandant, să devii comandant. Și acum am făcut și ore astea de curând și Doamne ajută să... Adică tu practic ai zburat până acum cât? 3500 de ore de Airbus, da. Ai zburat până acum. Da. Am zburat ceva. Da, și poți să faci acest upgrade, dar e foarte, adică e foarte complicat. Examene, interviu, zbor de valoare, alte interviuri, curs, ground course, 7 simulatoare, 40 de sectoare de line training, adică e așa, e foarte, foarte greu să devii comandant. Dar la un dat devii comandant. Asta da. Înseamnă că te-ai hotărât să rămâi cel puțin o perioadă, ani. În, pentru că urmează să te întreb, nu? Ai cântat, ai fost în politică, ai devenit pilot, nu? Pentru că de mic te uitai după avioane și evident ți-a rămas visul ăsta în minte și rămâi o perioadă. Cred că nu mai trec testele medicale pentru astronaut. Și nici România n-are vreun program glorios. A, deci asta era de cucerirea spațiului. Asta era următoarea. Exact, da. Asta este, da. Da, e ceva, e vreun vis pe care să-l fi avut și până acum să nu fi, să-l fi ratat, ca să zic așa? Bine, e prea mult spus. Uite-l pe Vlăduț. Da. Cine e Vlăduț? E Vlad Gărdău, unul dintre colegii noștri, instructor. Uh-huh. E un băiat extraordinar. Zboară și la avioane de-astea, și mici, și mari, și orice. Da. În fine, colegii mei, mi-e drag de ei, de nu mai pot. Da, nu știu, cred că urmează să vină vremea în viața mea să... Să am o familie, probabil, că asta e tot ce mi-a scăpat până acum, știi? Dar n-am așa un plan glorios și bine pus la punct. Las viața să mă surprindă. Stau așa cu minte în fiecare zi și mă trezesc dimineața și zic, oare ce o se va întâmpla astăzi? Și sunt curios, știi? Asta e... Adică trăiești pur și simplu prezentul, asta ne spui? Chiar așa fac, trăiesc prezentul, wow, wow. Da. E o performanță asta, să știi, pentru că foarte mulți oameni se străduiesc să facă lucrurile astea și nu reușesc. E chiar bine că reușești să faci lucrurile astea. Știi cum e. Dar, apropo de familie, ai o relație specială, din câte știu eu. O pomeneai pe sora ta ceva mai devreme, pe nepotul tău. Nepotul meu, ce este ceva... Da, deci te-am văzut în o grămadă de fotografii cu nepotul tău, cum te joci mereu cu el, dar, nu, zi-ne tu, da, ce relație ai cu el? Păi Cristian este, practic, sunt eu, acum mulți ani, știi? Când eram mic, mă, deci era simpatic... Avea, nu știu, 2-3 ani, că începuse să vorbească, începuse să înțeleagă lumea, așa, știi? Și sunt foarte multe poze cu mine mic în care semănăm, suntem leiți, adică nu știu cu cine seamănă, el, dar seamănă cu mine, știi? Și probabil unele dintre tăsăturile surorii tale, cumva, da. Sau... Probabil că da. Și se uita la poze cu mine, nu știu, când aveam 5 ani, 6 ani, 7 ani și zic, bă, cine e aici în poza asta? Ce eu când sunt mai mare?
Ce zic, vreau, zic, ai poze de viitor. Da, da. Ce frumos. Da, e o iubire ceva infinit între noi doi. Deci nu, nu există. Asta așa înseamnă cumva, nu știu, că viața de, cum să spun, postura asta de unchi pentru, pentru el te-a pregătit cumva pentru viața de familie care va urma pentru copii sau nu? Sper, nu știu. Mie mi-e drag de el, pur și simplu, iubesc de nu mai pot. Mie ceva infinit. Deci nu știu cum să pot să spun iubirea infinită. Asta simt eu pentru copilul. Ei locuiesc în Brașov. Da, sunt în Brașov, da. Da. Și stai foarte bine. Păi au muntele în spatele blocului. Asta e din Danemarca. Așa. Uite, fix asta e când povesteam eu că mergeam în Danemarca, poza aia. Foarte frumos. Nu apunea soarele deloc. Da, foarte în fine. Frumos. Te întrebam ceva mai devreme de vreun vis. Dacă ți-a rămas vreun vis, e, ceva că, care nu... Da, fix ăsta e. Cred că e ce aș mai face în perioada următoare. Dar fără presiune. Fără presiunea asta pe care o simt foarte mulți dintre oameni. Păi ce că presiune? Așa trebuie, că așa trebuie, că îți spune familia, că îți spun apropiații, că îți spun prietenii. Toți, de ce? Ia uite imaginele uite despre care vorbeam Cristian, ceva da, mai da, devreme. Da. Asta când e? Care e povestea? Că fix iarna trecută. Fix, acum un an. Da. Și la Brașov, este, la Brașov este zăpadă, asta e foarte frumos, nu? Da, da, da. Și când nu e în oraș, sigur e pe munți. Da. Aici e Mihai probabil în drum spre aeroport. Da. Sau nu, de fapt nu, stai, că tu nu mergi la aeroport cu... Păi merg până la, merg până la gară până la cu mașina. Gară. Asta spuneam. Îmi las asta spuneam. Mașina la gară și de acolo merg cu trenul. Atât ai trebuie să... Ne... Că eu am și o mașină hibrid, mi-am luat mașină hibrid ca să nu plătesc parcare. Și ce să vezi, îți pregătește... Nu, 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 nu. Cred că este, cred că este o, o falsă știre asta că pune parcare pentru mașină hibrid. Așa te gândești tu? Da, da, nu are cum. Mașină hibrid nu poluează. Mihai, vreau să ne vorbești un pic despre ce înseamnă, nu știu, am trecut de, de perioada de Crăciun, percep cumva altfel, nu știu, mă gândesc la forfota pe care o vedem de fiecare dată în preajma sărbătorilor în aeroporturi. Sunt altfel oamenii, pasagerii în perioada aia? Bine, dincolo de faptul că suntem toți agitați să ajungem cât mai repede acasă sau în vacanță sau unde avem noi programat, cum e în perioada asta? Dacă eu... Aș avea așa un gând să transmit tuturor oamenilor care se pregătesc să călătorească așa sau călătoresc ca un pe... Că tot vine Revelionul. Știi, și poate da, e bine venit în sfat. Eu vorbă celor, când te neci, nu da din mâini că te neci mai repede. Așa și la aeroport. Cu cât e aglomerația mai mare, știu că este foarte greu, cu atât să fii mai calm și mai liniștit și mai la locul nostru și nu știu ce. Adică vrei să ne spui că nu simți vibe-ul ăla de sărbător, de a fi de mai sărbător, bun că de... toată lumea și-a pierdut ceva, că unul e cu bagajul, unul e cu copiii. Că unul a greșit poarta, că stai, că nu-i sus, că e jos, că e la stânga, că e la dreapta, dar unde-i nevasta, unde-i copilul? Ce să faci, mă? Asta este. It is what it is. Își uită oamenii, telefoane, genți, cadouri prin avioane, fugind după ei. Aici se întâmplă lucrurile astea? Nu aș putea să spun, deci asta e... Dar uite, nu știu dacă s-a întâmplat la noi, am auzit povestea în școală. Că, na, după atâtea zboruri și atâta, dar cert este că la un moment dat, după un zbor, s-a găsit un copil în avion. Wow! Da, nu cred că era. Wow! Și pe ce face cu el? Și plecaseră, pentru că îi se grăbe să plece, știi? Tatăl pleca să fie sigur că ia mama copilul, mama pleca să fie sigur că ia tatăl copilul. Și a ajuns. Da? Nu-i la tine? Nu-i la tine? Înțeleg și eu, pentru că și pe mine m-a uitat ai mei la grădiniță când eram mic. Ia, nu, trebuie să ne povestești. E foarte simplu, e... Eram la grădiniță, știi cum vine ora plecării, da. Vin toți părinții, toți vin. La tine n-au venit. N-a venit nimeni, știi? Și am rămas, a plecat educatoarea, am rămas cu femeile de serviciu. Și am dat apărut și taică mi-o așa călare pe un cal alb, crezând că ce bădă, credeam că te-a luat maică-ta. Zic, bă, uite ce să vezi că nu m-a luat. Și mama credea că mă lase taică-mi și taică-mi credea că m-a luat maică, dar m-a uitat la grădiniță. Unii și uite copiii în avion. Da, asta zic, știi? Cumva, nu-i grabă, noi așteptăm pe toți, e tot în regulă, nu, știm că e vacanță. Da, știm că... mai ales că oamenii, nu știu, nici nu știu cum să spun, știi, să îmi aleg foarte bine cuvintele când da. Vorbesc, știi, oamenii nu, încă nu înțeleg un lucru, faptul că nu pleacă avionul ăla până nu urcă toți pasagerii, e, pleacă, știi? Acum asta e așa, acum, că ia, și spune-mi. Poarta se închide cu 20 de minute înainte să plecăm noi de acolo. Adică dacă tu ești fain frumos și îți cumperi parfumuri și băutură, că tu te bazezi că nu pleacă avionul fără tine. Nu, eu mă gândesc la ambulzeala aia la și la agitația aia și la aglomerația aia de care... Deci tu la poartă când scrie pe boarding pass. Dar altă chestie pe care o mai remarc eu așa, știi? Deci oamenii și-au bilete, tot, vin în avion și încep. Până nu s-au urcat, știți?
am și o bilot la rândul 3, locul C, soția mea e la 28, locul B. Nu putem să stăm împreună? Dar mai sunt 200 de oameni și ăștia încep să-și caute locuri prin avion. Doamne, deci rugămintea mea, oameni buni, așezați-vă în avion pe locurile pe care le aveți pe bilete și eu vă asigur că orice companie din lumea asta va face tot ce e posibil astfel încât să vă ajute să stați lângă cei iubiți, cei dragi, cei nu știu ce. Și era și un meme de ăsta pe Twitter, cred, că la sfârșit oricum fiecare se uită pe telefonul lui. Și da. Mai avem câteva minute și... A trecut deja ora aia minunată? Da, a trecut deja ora aia minunată. Mi-am pregătit eu mai multe întrebări scurte, așa, la care să găsim câte un răspuns foarte scurt. A trecut deja Crăciunul, dar nu pot să te întreb ce preferi de obicei. Preferi bradul ecologic sau bradul natural? Ești din Brașov, adică cum ai putea răspunde la întrebarea asta? Știi care e faza? Că mult timp am crezut că bradul natural taie, omoară pădurea și nu știu ce. După care bradul ecologic, dacă e de plastic, poluează planeta. Nu știu cum ne gândim. Noi facem brad în principiu. Eu la București nu fac brad deloc, la mine acasă. La Brașov, anul ăsta am luat brad din ăsta natural, frumos, că, nu știu, mi se pare mai puțin dăunător naturii, că după aia, nu știu, ăla poți să-l faci, să le folosești, whatever, și asta este. Da, în principiu facem brad așa frumos de dragul lui Cristian, se bucure. Ce frumos! Și da, bineînțeles că vine și moșul. A venit deja. Da, a venit, da, deja, a venit că vine și la maică-sa și la taică și la mine și la prieteni și foarte greu să explicăm cum vine moșul de trei locuri diferite. Da. Bine, pentru că moșul este generos și lasă și el la copil fiecare cu minte. Bineînțeles. Exact. Dar la tine venea moșul când erai mic? Normal, normal. Doamne, cum să... Deci ai fost foarte cu minte, nu? Da, miniatura nepotului. Da, exact, da. De la masa de Revelion ce nu o să lipsească acum? Că tot am vorbit de alimente ceva mai devreme. De la masa de Revelion... Bine, nu știi unde o să te afli, dar asta e o altă discuție. Deci de la masa de Revelion de anul trecut a lipsit alcoolul, pentru că eu pe 1 ianuarie la ora 7 am zburat. A, deci a fost foarte simplu. Dar tu oricum nu prea bei. Adică la 10 era, da, nu, în fine, la 10 eram în pat, somnul și eu visă plăcute, îmi făcuse muncea și mă pregăteam să mă culc. Anul ăsta sunt off și pe 1 și pe 2, deci nici nu știu ce nebun o să fiu până noaptea de Revelion. Am câteva planuri să văd care mi iese. Adică, planul cel mai bun e să plec pe undeva. Adică dacă e să ne gândim la o băutură favorită, e, există. No. Apă chioară, toată ziua bea. Apă chioară și să fie gratis, domnule. Și gratis, da, da, să fie apă gratis. Te întrebam mai devreme, apropo de vacanțe, rămâne vacanța, adică dacă e să ne gândim la preferințe, rămân vacanțele în timpul verii sau vacanțele iarna? Sau amândouă, și pentru vara, că tu și oricum la te duci. Să fie. Exact, oricum și te la, duci. La căldură să fie, că găsim de căldură și, și iarna. Și dacă e să, nu știu, să tragem o linie pe ultimii 3 ani în care noi nu ne-am văzut, e ceva spectacol nou care să fie apărut și despre care să știm? Am fost singur în Zanzibar. A fost uite minunat. Ce mișto! De ce ai simțit nevoia să faci asta? Că eram curios. Nu cum e în Zanzibar, că în Zanzibar nu ai fost în cum e să fii singur în vacanță? Foarte și bine cum a fost. A fost? Genial! Mi-am făcut niște mega prieteni. E, adică, eu tot încerc așa în ultima perioadă să mai scot din zona mea de confort, să văd ce-i dincolo de zona de confort. Și e foarte mișto. Adică a fost bestial, genial. Mi-a plăcut foarte mult. Adică am câteva planuri să mai duc în niște vacanțe singuri. Cât ai stat acolo? 10 zile. Wow! Și a fost full in. Deci nu, fără regret. Și nu așa să zic că dacă nu-mi place mă întorc. Nu, m-am dus să stau. La ce oră se trezește Mihai Sturzu într-o zi în care merge la muncă și într-o zi în care e liber? În primul rând că acest domn Mihai Sturzu nu muncește. Așa! Deci aș vrea stai să clarificăm că acest lucru. Am uitat. Eu asta, am un hobby uitat pe care nu mi-l permit. Încă strâng bani să-mi iau avion, dar avionul pe care vreau să mi-l cumpăr, Airbus A321, de fapt nu, 320 ACJ, așa se numește, costă 100 și ceva de milioane de euro. M-am destrâns fix 100 și ceva de milioane de euro. Și... având în vedere că nu am bani să-mi iau avionul ăsta, am găsit această companie minunată care zboară Airbus A320-321, nou-nouțe, și care mă lasă să zbor cu ele. Singura rugăminte e să mă duc acolo să nu întârzi, să mă duc la birou, să iau niște oameni cu mine, să-i duc din punctul A în punctul B în deplină siguranță și la sfârșitul lui îmi dau și bani, ceea ce mi se pare absolut minunat și zic, wow, super tare. Deci, iar în zilele în care zbor, am avut noroc anul ăsta pentru că am avut exclusiv zboruri de dimineață. Deci am avut toate zborurile cu check-in la 4.55, 4.50, 5.00, 5.10, 5.15, 5.20. Ăle au fost zborurile mele.
Asta înseamnă că eu mă trezeam la 3, 30, 20, 2, 50, da? Uite așa. Și tot anul m-am trezit de vreme. Dar mie îmi place. Pentru că de curând am aflat și eu, după ce o viață întreagă am bătut toate cluburile planetei și am dormit puțin, am aflat că cel mai sănătos somn e ăla de la 10 seara până pe la 1-2 dimineața, știi? Evident, știm. Pentru cei care își permit să facă lucrul ăsta. Eu nu știam. Mai avem 30 de secunde, o să fac așa un 2 în 1. Care e cea mai mare spaima ta și ai schimbat ceva la tine acum? Sau mai e ceva de schimbat la tine acum? Da, normal. Deci spaima mea este că rămân neschimbat. Că rămâi neschimbat. Că rămâi neschimbat, da? Și partea bună este că în fiecare astăzi sunt un om un pic mai mișto decât eram ieri. Și asta mi se pare minunat. Asta înseamnă că lucrezi cu tine în fiecare zi? Da, 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 da. Și când nu lucrez, sunt blând cu mine că n-am lucrat și asta este. Te-a ajutat cineva? Adică a fost o persoană care te-a ajutat să descoperi chestia asta, că e foarte important să fii blând cu tine? Sau pur și simplu ai descoperit Dumnezeu însuși. El a zis, bă băiatule, fii atent, am un plan cu tine, mulțumesc. Genial. Da. N-am terminat discuția cu tine din seara asta, să știi. S-a terminat emisiunea, dar nu discuția. Da, s-a terminat emisiunea, dar nu discuția, dar vreau să smulg o promisiune de la tine că ne vom mai vedea în pauzele acelea pe care le ai de 4 zile odată la nu știu cât timp. Mihai, îți mulțumesc foarte mult, să intri cu bine în noul an și să îți aducă ție și familiei tale tot ce vă bucureți. Mulțumesc mult, asemenea. Mersi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, rămâneți în continuare alături de noi.